seara aceasta mergem puțin mai departe cu o temă pe care am anunțat-o și anume despre procesul Domnului Iisus Hristos. Plecând de la faptul că astăzi suntem în săptămâna mare, e o săptămână cu o însemnătate deosebită în creștinătate. Practic în fiecare zi, începând de duminică până duminica viitoare, până la înviere, mai puțin sâmbătă, când clar Domnul Iisus Hristos era deja în mormânt și nu se întâmpla nimic decât la nivelul ucenicilor, care știm că stăteau ascunși. Dar în toate aceste zile, de luni până vineri inclusiv, se întâmplă câteva acțiuni. Se întâmplă anumite întâmplări, sunt pilde, unele foarte cunoscute. Vă dau un exemplu, pilda Cezarului, da Cezarului ce al Cezarului și Dumnezeu al Dumnezeu, alungarea marilor oameni de afaceri, le zic eu, din templu, da? Oamenilor care făceau comerț acolo. Și alte, blestemarea smochinului, sunt cina cea de taină, nu mai vorbim despre asta. Astăzi zic, când sărbătorim această întâlnire din camera de sus, dar există o acțiune, un proces care se întâmplă și care practic a strânit atenția lumii contemporane din vremea aceea, dar peste an, aproape peste 2000 de ani, și astăzi este, să spunem, material didactic pentru mulți din cei care lucrează în domeniul juridic, așa cum o faceți și dumneavoastră. Nu mă așteptam la lucrul acesta, pentru că știm verdictul, clar știm ce s-a întâmplat, Domnul Iisus a fost condamnat, răstignit, dar din punct de vedere al studiului de caz, încercăm să discutăm în seara aceasta și aș vrea să vedem cum vedeți dumneavoastră problema. De ce, până la urmă, un proces, zicem noi, așa, cu cunoștințe minime, mai multă teologie, mai multă practică decât științe duvite, a fost un proces nedrept, dar totuși de ce a fost nedrept? În baza a ce? Că suntem noi de partea Domnului Iisus? Sau au existat clar niște dovezi, niște fapte, care practic, conform legislației din vremea respectivă, și avem două puncte, legislația romană, pentru că Iudeea era sub autoritate romană, dar și legea mozaică, care era foarte, foarte clară. Deci, prima întrebare pe care aș vrea să o spun, de ce încă mai trezește interes și de ce oamenii își pun întrebările și astăzi asupra acestui proces? Procesul prezintă importanță nu doar pentru credincioși, nu doar pentru istorici, ci și pentru juriști, pentru că noi, juriștii, cei care suntem participanți la înfăptuirea actului juridic, ne uităm la anumite procese de referință ca modele. Ca modele de aplicare a legii, ca modele de împărțire a dreptății, ca modele de soluționare a cauzelor. Prin ce este deosebit acest proces? În primul rând, pentru că a împărțit istoria umanității în două epoci, înainte de Hristos și după Hristos. Apoi, avem perspectiva juridică și o să vedem de-a lungul emisiunii cele două drepturi, dreptul roman și dreptul mozaic, cum au fost aplicate, cum au fost aplicate legile și ce vicii de procedură au existat, care dintre procese a fost corecte și soluționat cu respectarea legii. Dar pe juriști interesează și din perspectivă spirituală, pentru că să știți că juriștii au și această latură spirituală. Până la urmă, scripturile ne spun că Dumnezeu a pus în oameni gândul veșniciei. Într-un fel sau altul, cred că niciun om nu poate să treacă absolut insensibil în fața procesului Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă vorbim din perspectivă juridică și a profesioniștilor dreptului, procesul prezintă importanță în primul rând pentru judecători, pentru că vom vedea că Pilat are dilemele lui, personale și impersonale. Psihologii au și creat un concept sau o teorie privind dilema lui Pilat. Pe de altă parte,
Justițiabilul este interesat de modul în care judecătorul a împărțit atunci dreptatea și împarte astăzi dreptatea. Din perspectiva avocatului, avocatul este cumva frustrat pentru că vom vedea Iisus n-a avut niciun apărător în proces. Avocații sunt observatorii aceia din umbră care pot să sesizeze viciile de procedură și pot să spună cum l-ar fi apărat ei pe Iisus dacă ar fi fost avocații lui. Așa că cred că din perspectiva aceasta juridică, judecătorul care împarte dreptatea și justițiabilul care așteaptă dreptatea împărțită de judecător sunt principalii interesați. Ați punctat foarte bine. În urmă, pe lângă autoritatea pe care o are, să spunem, chemarea pe care a avut-o și autoritatea primită de la, de la statul pe care îl reprezintă, e magistrat. El are și propriile lui, să spunem, crezuri, dacă putem spune, propria lui conștiință, convingeri, propriile lui nedumeriri. Și cred că acum nu știu dacă se întâmplă lucrul acesta în realitate, dar cred că de multe ori sunt judecători, sunt cazuri în care judecători, în virtutea funcției pe care o are, să dea un verdict câteodată împotriva conștiinței proprii. Pentru că legislația îl obligă să meargă în direcția respectivă, deci practic nu prea are foarte mult flexibilitate, deși conștiința lui îi spune altceva. Vă și spun unde apar aceste probleme. Atunci când forma bate fondul, spunem noi, atunci când din cauza unei reguli de procedură sau datorită unei reguli de procedură, un presupus vinovat de data aceasta, da, scapă de un proces penal, scapă de răspunderea penală, este exonerat de răspunderea penală. Și atunci poate să fie această dilemă a judecătorului, dar atenție! Judecătorul știe că el va aplica legea și dacă acea persoană pe care el o știe vinovată, pentru că probele, toate probele conduc spre acest verdict, da? Dacă acea persoană va fi achitată sau în fine nici măcar nu va avea parte de un proces penal, dacă vorbim anterior procesului în fază de cercetare prealabilă, da? Judecătorul practic sau procurorul practic nu face altceva decât aplică legea. Și dacă vorbim de reguli de procedură, trebuie să știm că aceste reguli de procedură impietează asupra fondului cauzei. Unele decizii sunt controversate și comentate și câteodată nedrepte, le spunem noi, dar trebuie să ne punem puțin și în pielea judecătorului care chiar nu are opțiune legală de a face altceva decât ceea ce face. Să aplice legea. Exact. Bun, haideți să facem o călătorie virtuală, dacă toți suntem pe canalul acesta, folosindu-ne de internet. Să ne imaginăm că suntem în sala de judecată sau înaintea procesului, așteptăm ca procesul Domnului Iisus Hristos să înceapă. Dumneavoastră, pe rolul de judecător, poate, sau avocat, sau oricum, ca în rolul de specialist, să spunem, care înțelege și ne traduce și nouă, e prima dată când intrăm într-o sală de judecată, dumneavoastră înțelege ce se întâmplă și vă rugăm în mod elegant să ne traduceți în limbajul comun al nostru, a celor neexperimentați cu legile și cu procedurile juridice, ce se întâmplă, cine sunt cei din sângă, cine sunt cei de dreapta, cine e cel care stă la bară, dacă există unul care stă la bară. Cine sunt cei care acuză? Cine sunt judecătorii? Că vedem, deci, ne imaginăm așa o istorie virtuală în care v-aș ruga să ne explicați exact toate elementele care au compus acest complet de judecată și tot ce a însemnat procesul Domnului Iisus Hristos. Pentru cei care au avut de-a face cu justiția, pentru cei care au fost deja justițiabili, probabil că ei știu că este foarte important să știi cine este judecătorul cauzei. Te interesează din perspectiva integrității
morale, profesionale, a experienței pe care o are judecătorul respectiv, a soluțiilor pe care le-a dat în cauze similare. Însă, dacă vorbim de procesul Domnului Iisus Hristos, trebuie să știm că ne interesează, pe de o parte, judecătorii care au aplicat dreptul roman și, pe de altă parte, judecătorii care au aplicat legea mozaică. Și pentru început, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o trecere în revistă a celor care l-au judecat pe Iisus Hristos în diversele procese. O să vedem că au fost mai multe procese. Exact. Deci nu numai două procese, au fost mai multe procese. Nu. Deci au fost mai multe înfățișări, ele toate analizate, încadrate din punct de vedere juridic, pot să fie analizate din perspectiva a două calupuri de procese, un proces sau un calup de procese în fața instanței religioase, un calup de procese în fața jurisdicției romane. Din perspectiva instanței sau jurisdicției religioase, aici trebuie să știm că îi avem pe următorii judecători sau cei implicați, liderii religioși implicați în procesul lui Hristos. Îl avem pe Ana, care a fost mult timp, vreo 25 de ani, a fost șeful Sinedriului. El, familia lui, dețineau în proprietate toate cabinele din templu de la Ierusalim, unde erau sacrificate animalele, în conform tradiției iudaice pentru iertarea păcatelor, acele jertfe pe care le aduceau evreii. Deci Ana a fost de fapt mai mult un lider religios, un lider financiar decât un lider religios, decât un lider veritabil religios. El și familia lui dețineau în proprietate și casele de schimb valutar aflate în templul de la Ierusalim. A exercitat influența în Sinedriu prin ginerii și fiii săi, care ajungeau la conducerea Sinedriului rând pe rând. Cel de-al doilea implicat și care a avut probabil cel mai important rol a fost Caiafa, ginerele lui, lui Ana, care în timpul procesului lui Hristos s-a nimerit să fie chiar șeful Sinedriului. Caiafa era un, de altfel ca și Ana, un om materialist, un om care exercita o influență extraordinară asupra maselor, un bun manipulator, un bun strateg în ceea ce privește strategia aceasta de comunicare și manipulare a maselor. Și să nu uităm că, de fapt, cel care a luat decizia și a stabilit strategia de condamnare, de executare a lui Iisus Hristos, a Domnului Iisus Hristos, a fost Caiafa, iar decizia s-a și luat în palatul său. Și apoi avem Sinedriul, Sinedriul care era format, avea următoarea componență, 80% din membrii Sinedriului erau saduchei, saduchei nefiind altcineva decât elita intelectuală atașată filozofiei grecești, iar 20% erau fariseii, care erau apărătorii legii mozaice în fața influențelor străine. Dincolo, din perspectiva jurisdicției romane, îl avem pe de-o parte pe Irod Antipa, care este fiul lui Irod cel Mare. Dacă ne aducem bine aminte, Irod cel Mare, în vremea lui Irod cel Mare, nu exista nicio zi în care să nu se realizeze execuții. Deci era un despot, un tiran. Irod Antipa, ne spun izvoarele vremii că era un fel de playboy și probabil că vă aduceți aminte că Ioan Botezătorul l-a și acuzat de imoralitate sexuală atunci când a avut o relație adulterină cu soția fratelui său, motiv pentru care Ioan Botezătorul a și fost sacrificat, pentru că a îndrăznit să-i reproșeze acest adulter sau acest comportament imoral. Pe de altă parte, îl avem pe Pilat, care era un om foarte inteligent,
Doar că era avid de putere, era corupt, era foarte violent, foarte agresiv. Și el este căsătorit cu Claudia. Claudia, fiind fica împăratului Tiberius și a lui și a Iuliei. De ce este important contextul acesta familial la fiecare? Pentru că vedeți, influența din familie pornește înspre fiecare persoană. Tiberiu era fusese împărat, era împărat și trebuie să știm că Tiberiu a suferit cumplit din cauza comportamentului sexual inadecvat al soției sale, al Iuliei. Iulia era fiica împăratului Augustus. În urma comportamentului sexual imoral a fost s-a produs un divorț. Tiberius a fost foarte afectat, atât de afectat încât a început să aibă un comportament sexual deviant. Izvoarele vremii respective spun că era pedofil, fusese acuzat de o serie de abuzuri sexuale, trăia în promiscuitate. Deci iată cine sunt cei care au guvernat, care au condus în acea vreme în Imperiu. Am uitat să spun doar că Irod era guvernatorul Galilei, pardon, al Iudeii. Pardon, îmi scapă, scuzați-mi greșeala, vă rog. Irod era guvernatorul Galilei, iar Pilat era guvernatorul Iudeii. De ce este important? O să vedem care este competența jurisdicțională a celor doi și o să vedem de ce au avut loc mai multe procese. Deci, aceștia sunt cei care l-au judecat pe Iisus Hristos. Oameni corupți, moral, politic, material. Fac o mică precizare ca să înțeleagă cei care ne ascultă. Nazaret era în Galileea, deci locul de naștere. Ierusalimul da. Era în Iudeea. Și o să vedem puțin mai încolo de ce e important. De aceea asta. Jurisdicțiile sunt la un moment dat în conflict. Da? Bun. Acum, dacă mergem mai departe la primul calup de procese sau înfățișări care au avut loc conform legii mozaice, trebuie să știm ce spune legea mozaică, ce spunea legea mozaică despre incompatibilități și despre imparțialitatea judecătorilor și despre accesul la funcția de judecător. Legea mozaică spunea în felul următor. Nu poate să judece nimeni care se află într-o relație de prietenie sau de dușmănie cu cel judecat. Adică vorbim de imparțialitate. Apoi, legea mozaică prevedea că accesul la funcția de judecător este deschisă doar celor care au o reputație profesională deosebită și o reputație morală deosebită. Pe de altă parte, se există o experiență profesională pe la toate tribunalele sau pe la toate instanțele, în special cele din Ierusalim. Apoi, se cerea o anumită integritate din punct de vedere fizic, moral și mental. Așa prevedea legea mozaică. Dacă îi analizăm pe toți membrii Sinediului, cu excepția a doi membri, Iosif din Arimatea și Nicodim, care lipsesc la un moment dat din Sinediul atunci când se ia decizia de a fi ucis Iisus Hristos, de a fi condamnat, vom observa că membrii Sinediului aveau mari probleme, nu îndeplineau condițiile de a accede la funcția de judecător. Dar, prin corupție, își ocupau sau își dobândeau cazuri, își dobândeau pozițiile de judecător sau pozițiile de membri, de fapt, în Sinediu, Sinediu fiind organismul politic și religios care îi conducea pe evrei. Deci, iată cine l-a judecat pe Iisus Hristos. Mergând mai departe cu verificarea condiției sau cerinței de imparțialitate, aș vrea să atrag atenția asupra următorului lucru. Dacă vă veți uita în Matei, capitolul 23, veți vedea că Domnul Iisus a intrat într-un conflict cu membrii Sinedriului. Capitolul 23 o cumva îl intitulez Revolta lui Iisus,
Deși titlul marginal este Nelegiuirile cărturarilor și fariseilor, este o adevărată revoltă a lui Isus împotriva cărturarilor și fariseilor, împotriva membrilor Sinedriului. Reproșul pe care îl aduce Isus Hristos membrilor Sinedriului, sau reproșurile, pentru că sunt mai multe, vizează în principal următoarele aspecte. 1. Că pretindeau taxe pentru sacrificii credincioșilor evrei, considerând că în această manieră ei vor beneficia de iertare. Apoi, faptul că erau atașați de material, de tot ceea ce înseamnă lucruri materiale, la un moment dat Iisus îi întreabă ce este mai important, aurul sau templul care sfințește aurul. Apoi, le reproșa povara pe care o punea asupra evreilor din perspectiva jertfelor. La un moment dat îi întreabă Iisus ce este mai important, darul sau altarul care sfințește darul. Apoi, le reproșează faptul că sunt fățarnici, deși spune cărturari și farisei, fățarnici, nebuni și orbi, povățuitori nebuni și orbi. Aceste expresii sunt de câteva ori utilizate de Iisus în discursul său în fața membrilor Sinedriului. Le reproșează faptul că fac rugăciuni lungi de fațadă în public doar pentru a fi văzuți. Le reproșează că ceea ce pretindeau ei, credincioșilor evrei, ei înșiși nu respectau. Și un lucru foarte important pe care Iisus îl reproșează este următorul. Le spune așa, voi aduceți zeciuială din mărar și alte produse pe care le amintește Iisus acolo, dar lăsați nefăcute câteva lucruri din lege, legea pe care ei o pretindeau și o invocau, care sunt esențiale, și anume dreptatea, mila și credincioșia. Cu alte cuvinte, prin toate regulile pe care le impuneau acești lideri religioși evreilor, nu făceau altceva decât să închidă împărăția cerurilor pentru ei, pentru oameni. De altfel, așa și își începe Iisus discursul din Matei 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Ce vreau să spun cu aceasta? Faptul că deja Iisus se afla într-un conflict deschis cu cei care urmau să-l judece, iar judecătorii, de fapt, și-au încălcat obligația de imparțialitate. Cei care erau dușmanii sau inamicii lui Iisus Hristos erau tocmai acești judecători. Și să nu uităm că, pe lângă imparțialitate, vorbim și de o antepronunțare a lor, pentru că înainte de proces au avut loc 3 întâlniri în care au fost decise deja condamnarea, arestarea, condamnarea și executarea Domnului Iisus Hristos. Prima dată, da, dorea să mă întrebați ceva? Nu, vreau să repetați ce a spus acum. Deci, practic, asistăm la o serie de înfățișări între Domnul Iisus Hristos și cei care îl judecau. De proces. Înainte de proces și mai mult, cu un verdict deja luat în niște întâlniri anterioare acestor înfățișări. Exact. Aceste întâlniri sunt consemnate în Biblie. Dacă vă uitați, prima întâlnire este consemnată în Ioan, capitolul 7, la sărbătoarea corturilor, când Iisus Hristos are un discurs, are o predică în urma căreia foarte mulți evrei se convertesc și au loc minuni, bineînțeles că minunile și o să vedem acuzațiile de când au fost ele gândite sau în legătură cu ce acte au fost gândite, care au fost primele acte materiale ale acuzației, dar rețineți, prima întâlnire are loc în decembrie 29 după Hristos, consemnat în Ioan capitolul 7, când Sinedriu îi cheamă pe aproți și le spune, ce ați făcut? Raportați-ne ce a făcut acest Iisus Hristos. Și ce spun? Nimeni n-a mai vorbit ca acest om până acum.
la care membrii Sinediului spun: doar nu veți fi și voi duși în rătăcire. Mulțimea aceea needucată putea să fie dusă în rătăcire, că este needucată, dar cum voi? Dar sunt alții mai mari de ai noștri care au crezut în ceea ce a spus el. Deja în acel moment s-a luat decizia de a fi arestat Iisus. Caiafa este cel care ia această decizie și aici intervenția lui Nicodim este promptă și vedem totuși integritatea lui Nicodim. Nicodim îi întreabă pe ceilalți membri: oare legea noastră prevede posibilitatea să o osândim pe cineva înainte de a se înfățișa și de a asculta ce a făcut? Deci Nicodim este cel care traduce ceea ce noi astăzi discutăm și spune clar: alo, ce faceți? Vocea conștiinței. Noi judecăm înainte de înfățișare, noi dăm un verdict înainte de soluționarea, de a avea de fapt un proces pe rol. A doua întâlnire se produce în februarie anul 30 după Hristos, atunci când Iisus ajunge în Betania, are loc învierea lui Lazar, vindecarea urechii pe care sabia lui Petru o tăiase, da, unui Marcu îl chema. Așa, unui a unui soldat, militar, sau în fine a unui gardian. Și aceste două minuni deja au fost prea mult pentru Sinedriu. Adică nu se poate să mai fie și învierea lui Lazar după ce au fost deja alte învieri. Să mai fie o vindecare după ce au fost alte învieri. Nu se poate, alte vindecări, nu se poate, noi trebuie de urgență să facem ceva, pentru că acest om vine și schimbă toate regulile, este un om deosebit de carismatic, oamenii merg după el, îl urmează și ce se întâmplă cu noi? Poziția noastră, autoritatea noastră este periclitată. Și în fine, cea de-a treia întâlnire are loc cu câteva zile înainte de Paști, când în palatul lui Caiafa se adună membrii Sinediului și pun la cale arestarea. Deci, iată că avem trei întâlniri din care rezultă clar lipsa de imparțialitate sau încălcarea obligației de imparțialitate a judecătorilor. Acum, cum s-au desfășurat sau care au fost acuzația în fața instanței religioase? Că vorbim de acuzație și de regulile de procedură. Trebuie să știți că sursele pe care le-am analizat cu privire la procesul religios nu pun atât de mult accentul pe temeinicia acuzației, cât mai degrabă pe viciile de procedură. Și dacă vorbim de vicii de procedură, va fi suficient să vedem că, dacă există un viciu, soluția este una nelegală. Nu putea fi condamnat, nu putea fi considerat vinovat și condamnat, dacă au fost vicii de procedură. Acuzația a fost următoarea în fața instanței religioase: de blasfemie. De ce? Pentru că el spunea că este regele iudeilor. Dar nu atât că este regele iudeilor, cât, de fapt, răsturna regulile pe care le impuneau fariseii. De fapt, legea talmudică, aceea care conținea comentarii la legea mozaică. Gândiți-vă că fariseii spuneau așa, sau legea pe care o aplicau ei era dinte pentru dinte. Iisus a venit și a spus: iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă și iubiți-vă dușmanul, binecuvântați-i și nu-l blestemați. Era de neînțeles pentru Sinedriu. Apoi, fariseii și saducheii le transmiteau evreilor că nu pot fi iertați dacă nu plătesc taxe pentru sacrificiile de la templu. Iar Iisus ce spune? Este suficient harul, este suficientă pocăința. Nu aveți nevoie de nicio jertfă. Și atunci gândiți-vă că îi deposteda, practic, acești membri ai Sinediului erau cu afacerile periclitate. Ei câștigau enorm din banii pe care încasau din acele cabine unde se sacrificau. Deci, dacă forma pe care o impuneau membrii Sinediului este desfințată de Iisus Hristos, forma și formalitățile, până la urmă, despre asta vorbim.
Această acuzație de blasfemie, din câte am văzut, s-ar sprijini pe un text din Deuteronom, care se referă la profeți, la proroci. V-am spus că, din câte am studiat, nu s-au pronunțat dacă ar fi sau nu întemeiată blasfemia, dar regulile de procedură au fost grav încălcate. Deja v-am explicat despre lipsa imparțialității judecătorilor. Trebuie să vedem alte vicii de procedură. Arestarea s-a produs noaptea, ceea ce era împotriva legii mozaice. Judecata, procesul, condamnarea s-au produs noaptea. Apoi, nu a fost dat verdictul în sala pietrelor de la templu, ci într-un alt loc, la Palatul lui Caiafa. Apoi, hainele șefului Marelui Sinedriu, acesta s-a dezbrăcat de haine și le-a rupt, de fapt, într-o zi de sabat, când era interzis acest gest datorită simbolismului pe care îl aveau hainele șefului Sinediului și a sărbătorii care urma să aibă loc pentru evrei. Deci sunt câteva vicii de procedură. Apoi lipsea o plângere penală pentru blasfemie. Dacă vă uitați în textele din Biblie și pe care le confirmă istoricii, sintagma este următoarea. Se aude că, se spune că, dar nimeni nu spune cine a spus, cine a făcut plângerea, cine a făcut acuzația. Nu avem niciun detaliu în acest sens, de unde rezultă din nou un viciu de procedură semnificativ sau esențial. Apoi, Iisus nu a beneficiat de nicio apărare în fața jurisdicției religioase, deși avea dreptul la apărare. Și în fine, un ultim viciu de procedură ar fi acela că autoincriminarea nu era suficientă. Deci nu putea să fie condamnat pe baza autoincriminării. Bun. Verdictul care a fost dat de Sinedriu a fost acela de vinovat. Ulterior acestui verdict, Domnul Iisus trece prin celălalt proces, și anume jurisdicția de drept roman. Am o întrebare înainte de a merge puțin mai departe. Apropo de vicii de procedură. Deci, practic, ca să explicăm actele spectatorilor, vicii de procedură sunt greșeli de execuție. Procedură. Practic, încălcarea legii de procedură, nu încălcarea dreptului material pe baza căreia se dă o soluție pe fondul cauzei, prin care se dezleagă o problemă. Iar de fond. Ați menționat mai multe. Una dintre ele, și mi se pare poate una din cele mai importante, aș zice eu, este lipsa apărării. Da, este lipsa apărării. Apoi, termenele foarte scurte este un alt viciu de procedură. Știți ce s-a întâmplat atunci, dacă stăm să ne uităm acum? A fost o mare stare de urgență. A fost o urgență extremă, încât toate termenele de procedură în acest proces au fost comprimate, scurtate, unele chiar desfințate. Deci trebuia acest proces, arestare, judecată, condamnarea, execuție, să se producă într-un termen foarte, foarte scurt. Până să se prindă ceilalți ce se întâmplă, pentru că deja decizia asupra verdictului masele. Era vorba de mase și o să vedem ce rol joacă masele mai departe, da? Bun. Continuați, vă rog. După ce se dă acest verdict de vinovat în fața Sinediului, merge mai departe în jurisdicția romană. Aici sunt câteva controverse. Unii invocă următorul viciu de procedură. Păi, în jurisdicția romană lipsește o plângere penală. Alții vin și spun, păi nu era nevoie, pentru că procesul religios ajungea în fața jurisdicției romane ca fiind instanță de cenzură sau de control a procesului religios. Deci era practic o cale de atac. De aceea nu mai avea nevoie de o cerere de chemare în judecată, cumva tot dosarul venea înaintea guvernatorului roman,
care n-avea decât să dea un verdict, să confirme, să revizuiască sau să mențină verdictul instanței religioase. Din perspectiva dreptului roman, Iisus ajunge mai înaintea lui, în fața lui Pilat. De ce în fața lui Pilat? Pentru că ultimele acte materiale de ale faptei sale, o să vedem care a fost acuzația, sau ale faptelor sale, s-au produs în Betania, care era în jurisdicția iudeii. Exact. Deci în jurisdicția lui Pilat. Care erau aceste fapte și care era legea pe care se întemeia acuzația? Legea era Lex Iulia Maestatis, ofensa adusă autorității, da, împăratului. Faptele care îi se reproșau că ar fi fost făcute în jurisdicția lui Pilat erau învierea lui Lazar și acea vindecare pe care a făcut-o în Betania. Numai că atunci când a venit să fie judecat în baza lui Lex Iulia Maestatis, problema era următoarea. Acuzația pe care au trimis-o Sinedriu în fața lui Pilat era în felul următor. Se intitulează Regele Iudeilor. Dacă se intitulează Regele Iudeilor, înseamnă că atentează la autoritatea împăratului roman. În fața lui Pilat, procesul penal se desfășoară, cu respectarea tuturor regulilor de procedură. Vorbim de rechizitoriu pe care îl face Pilat, îl prezintă, îi spune că este acuzat în baza lui Lex Iulia Maestatis, vorbim de acel de Lazio din punctul de vedere al procedurii penale. Apoi are loc interogatoriul, îl întreabă Pilat pe Iisus: ești tu regele iudeilor? Și din dialogul pe care îl are Iisus cu Pilat, Pilat își dă seama că acuzația este nefondată. De ce? Pentru că Iisus îi spune că împărăția mea nu este din această lume. Din acest motiv, Pilat consideră că Iisus este, că faptele lui Iisus sunt inofensive și nu se încadrează la Lex Iulia Maestatis. Deci are loc interogatoriu, apoi chiar apărarea lui Iisus, Iisus se apără de vreme ce îi spune că el nu este un împărat pământean, ci el a venit cu o misiune aici pe pământ și împărăția lui este din cer. Și în fine, aici apare acea întrebare a lui Pilat cu care ne confruntăm de altfel și noi de-a lungul vieții noastre, depinde de momentul care vine în viața noastră, când Iisus îi vorbește despre adevăr și Pilat îl întreabă ce este adevărul. Este o întrebare la care Iisus nu îi răspunde. De aceea spun că întrebarea cea lui Pilat este până la urmă întrebarea pe care noi fiecare ne-o punem într-un anumit moment al vieții noastre. Este deosebit de frumos acel dialog dintre Pilat și Iisus. Și Pilat dă soluția, dă verdictul, îl consideră nevinovat. Bun. La sfârșitul procesului află că el este cetățean evreu din Galileea și îl trimite la Irod, care era guvernatorul Galileei. Irod spune în felul următor, își declină competența spunând: nu, eu nu sunt competent pentru că faptele materiale nu au fost consumate pe teritoriul meu, ele au început. Și cum au început? Este vorba despre minunea schimbării apei în vin, de la nunta din Cana, și apoi revolta lui Iisus în templu, când se duce la templu și aruncă toate tarabele, toate mesele comercianților din templu. Deci erau două fapte materiale care au început atunci, dar Irod spune, pardon, fapta n-a fost epuizată, acțiunea lui, activitatea infracțională n-a fost epuizată pe teritoriul meu, ci pe teritoriul tău, așa că judecă-l.
Se duce Iisus din nou înaintea lui Pilat și aici deja intervine un viciu de procedură, o încălcare, de fapt, o încălcare gravă a dreptul, a principiilor de drept penal, a unui principiu de drept penal, non bis in idem. Nu putea fi judecat de două ori pentru aceleași fapte. Irod își dă seama în ce situație se află, că este în fața unui nevinovat, că toate probele îl conduceau la această soluție, dar se vede cu masele în fața instanței, cu presiune enormă a maselor. Mase care erau de fapt manipulate de Sinedriu. Și atunci Pilat are pe de-o parte dilema aceasta lui, ce să facă, să condamne la moarte un nevinovat sau să-și păstreze poziția, autoritatea și să găsească un artificiu. Vă dați seama că tot acel moment în care el plănuia, făcea strategii, cum să scape el, dar să-l scape și pe Iisus, era un moment de presiune și tensiune internă și conflict interior imens. De altă parte, este vorba și de influența soției sale. Soția sa îi trimite un mesaj în timpul procesului și spune: de acest neprihănit să nu te atingi, pentru că l-am visat azi noapte, am plâns pentru el. Deci, la presiunea asta sau la conflictul său interior, intrapersonal, se află sau se adaugă conflictul acesta interpersonal cu soția lui. Și iată ce influență a avut soția lui Pilat, totuși îi deschide mintea și îi spune: e neprihănit. Pilat acceptă acest lucru, dar acceptă de fapt pe baza dovezilor. Deci dovezile, probele din proces confirmă vedenia sau visul pe care l-a avut soția. Foarte interesant aici acum probele, da? Vin și confirmă un vis, o vedenie. Exact. Iar dincolo am văzut că soția lui Tiberius, soția guvernatorului Tiberius, a fost o femeie care a trăit în promiscuitate și influența ei asupra soțului a fost una diabolică, pentru că acesta a luat-o pe calea pedofiliei și abuzurilor. Revenind la Pilat, Pilat în acele momente de zbucium se gândește să facă un compromis. Și anume, face două substituții. Prima substituție este că înlocuiește dreptul roman cu tradiția iudaică, venind Paștele, da? Când, conform tradiției iudaice, putea fi grațiat un condamnat, deși dreptul roman îi interzicea acest lucru, nu putea să facă acest lucru, pentru că dreptul roman prevedea o anumită solemnitate a legii, aplicarea dreptului roman, nu putea să aplice tradiția iudaică. Și a doua substituție, se duce în fața mulțimii și le sugerează soluția pe care ar fi dat-o el. Și anume, vreți să le liberez pe regele iudeilor? Însă, în mod simbolic, substituția aceasta anunță, de fapt, semnificația procesului. Un nevinovat moare în locul unui vinovat. Ceea ce, până la urmă, se săvârșește acolo la cruce, este moartea lui Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Ceea ce s-a judecat până la urmă în acest proces a fost judecată umanitatea. Umanitatea a fost vinovată. Exact. Numai că, așa cum spune Dietrich Bonhoeffer, spune foarte frumos următorul lucru: Dumnezeu omul a fost judecat de omul care a dorit să devină Dumnezeu. Deci, în această manieră s-au derulat procesele lui Iisus Hristos. Istoricii și juriștii consideră că singurul proces penal care ar fi fost corect a fost cel din fața lui Pilat, primul proces, da? Cel de-al doilea proces din fața lui Pilat însă a fost plin de erori materiale și erori de procedură. Bun, practic, dacă ar fi să-l judecăm astăzi, după aceleași legi, nu după legea românească sau știu americană sau știu alt sistem juridic. Doar uitându-ne, dar cu alți membri ai completului de judecată,
sărind peste, trecând peste aceste vicii de procedură, practic procedând corect, la, să fie arestat ziua, să aibă apărare, să fie o acuzație, credeți că l-ar fi găsit vinovat? Aș putea fi găsit vinovat? Deja s-a simulat procesul lui Hristos. Nu la noi în țară, au fost universități celebre unde au făcut dezbateri, unde au simulat procesul. Sigur, chiar și din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului, la un moment dat am găsit un articol care vorbea despre simularea procesului lui Iisus Hristos. Și cu siguranță verdictul și astăzi ar fi acela de nevinovat, de achitat. Și pe reguli de procedură și s-au făcut simulări și pe reguli de drept material și verdictul a fost același. Ceea ce este însă interesant din perspectiva mea ca avocat este următorul lucru, și anume că deși Domnul Iisus Hristos nu a fost apărat de nimeni în propriul lui proces, care de fapt procesul nostru al umanității, Biblia ne spune că El va fi apărătorul nostru atunci când noi vom fi judecați. Iată dragostea, caritatea, mila lui Dumnezeu manifestată în această manieră, în acest mod. Cel fără apărare este apărătorul nostru în procesul prin care vom trece toți, în judecata aceea finală cu care ne vom confrunta cu toții la un moment dat. Bun. Mulțumim pentru acest exercițiu, practic am înțeles clar. Oricum am încercat să ne uităm, fie după legea mozaică, fie după legea romană, după dreptul roman, Domnul Iisus Hristos a fost condamnat pe nedrept în ambele sisteme legislative. Judiciare. Mai mult, aș spune că în legea mozaică au fost făcute mult mai multe greșeli decât în dreptul roman. Nu te aștepta asta. Și acum fac o mică actualizare a acestei probleme, că e de fapt o problemă majoră și în zilele noastre. Te aștepți ca poporul lui Dumnezeu, poporul cel ales, poporul evreu, nu că ar fi mai rei decât noi, oameni care îl cunosc, legea lui Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu, oameni care au trecut prin pustia Egiptului, care au mâncat mana din pustiu de-a lungul timpului, strămoșilor, să fie mult mai corectați și mai drepți, mai ales că pretindeau că fac lucrul acesta, decât romanii care erau până la urmă în vremea aia niște păgâni. Deci sunt surprins de faptul că oameni cu legea lui Dumnezeu în mână, cu cuvântul cu Iahve în gură, cei care se închinau, jerfeau, aveau o serie de ritualuri pentru a intra în prezența lui Dumnezeu, când se așează în fața celor din Roma, romanii, păgânii sunt mult mai îngăduitori și mult mai corecți decât cei care zic că sunt cu Dumnezeu. Asta mă surprinde. Vă surprinde? Pe de altă parte, eu consider că acea rămășiță a elitei evreiești există și astăzi. Din generație în generație. Și apoi dacă stăm să vorbim, să extindem la ceilalți. Elita intelectuală este toată conectată la valorile creștine sau vedem deja o anumită fractură în mijlocul elitei intelectuale? Eu cred că este vizibilă o fractură. Clar. Și în ultimii ani sau în ultima sută de ani, valorile creștine care au stat la baza sistemelor judiciare de până la urmă, dacă stăm să vorbim de dreptul american, da? De common law, sistemul de common law, și apoi și de sistemul continental, să nu uităm de Declarația Universală a Drepturilor Omului, care a avut la bază cele 10 porunci. Apoi, dacă ne uităm în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, găsim prescripții din Biblie. Toate aceste valori creștine încet, încet s-au estompat, au fost deformate, au fost răsturnate și tot ceea ce era nu în valoare a fost ridicată la rangul de valoare. Cum? Cu ajutorul cui?
cu ajutorul elitelor. Pentru că cei care mânuiesc legea, cei care mânuiesc știința, vorbim despre ei ca făcând parte din elită. Iar în ceea ce privește Imperiul Roman sau cumva blândețea, dacă vreți, a lui Pilat, deși Pilat era un om crud, un om foarte agresiv, de data aceasta în fața lui Iisus îl vedem într-o altă poziție. Trebuie să știm că în Imperiul Roman regula era toleranța religioasă. Excepția era intoleranța la religiile care erau considerate agresive în fața politeismului. Ori creștinismul era considerat o religie care punea în pericol celelalte religii, tindea să le distrugă prin impunerea monoteismului. De aceea creștinii și de aceea Iisus Hristos, până la urmă autorul creștinismului, a fost judecat acolo pe cruce, da? Și mai târziu creștinii prigoniți și executați în primul secol, pentru că această religie era considerată că periclitează celelalte religii. Cum este astăzi, după 2000 de ani? La fel. Cum sunt judecătorii? La fel. Astăzi? Deci este ceva nou sub soare? Nu. Și atunci, dacă ne uităm la peisajul politic, juridic, din perspectivă juridică, din perspectivă științifică, universitară, da? Vedem că nu cred că s-a schimbat ceva. Bun. Depinde însă de noi, de fiecare, să ne facem partea și să învățăm din modelele pe care le avem în Scripturi. Am urmărit cu mare atenție prezentarea dumneavoastră și am observat următoarea paradigmă pe care cred că o găsim și în zilele de astăzi și vă rog să vă spuneți părerea dacă am dreptate sau nu. Am observat că au fost câteva întâlniri ale elitei preoțești, a Sinedului, datorită minunilor pe care Domnul Hristos le făcea, ei s-au întâlnit și au hotărât în ascuns să-l aresteze, să-l condamne și mai mult să-l omoare. Deci în momentul în care, la prima înfățișare, deja de la prima înfățișare, chiar înainte, se știa clar verdictul, va trebui ucis. Pedeapsa cu moartea în vremea respectivă, în legea mozaică, era omorârea cu pietre, dacă mi-aduc aminte. Da, iar la roman crucificarea. Crucificarea. Bun. S-a luat o hotărâre și apoi s-a încercat găsirea unei soluții viabile, nu știu cum, cea mai simplă soluție. S-a mers printre jaloane, s-a făcut atât de rapid, s-a improvizat, s-au grăbit, s-au dus noaptea, n-au avut apărătorii, și-a rupt hainele în timpul sabatului. Vorbim toate aceste abuzuri. S-au făcut niște abuzuri tocmai ca să pună în legalitate o decizie luată anterior. Deci, practic, tot ce a însemnat această... De formă. O formă a fost decât doar să aprobe, să legitimeze, practic, să pună ștampila, peceta pe o decizie luată deja înainte de a fi judecat. Bun. Venind în zilele noastre, și aici mă gândesc la zona ideologică de stânga, și știți ce vreau să zic. Când văd toate aceste tendințe, toate aceste agende, când vorbim despre agenda LGBT, vorbim de agenda pro-choice, deci avortul, când vorbim despre atacul la identitatea umană, ideologia de gen, fac o asemănare și o paralelă, văd clar că toate aceste agende sunt deja decise, sunt deja... Și urmează să îmbrace o formă legală, juridică. Asta vreau, deci practic noi știm că va trebui să urmeze asta, acum doar căutăm mijloace... Instrumentalizăm, de fapt, agenda. O instrumentalizăm. Dar strategiile acestea, iată, există de mult. În spatele ușilor închise se iau anumite decizii care ulterior sunt implementate. Și apropo de complicitatea sau puterea de manipulare a Sinedriului, vreau să vă aduc aminte că atunci când Iisus a intrat în Ierusalim, în Duminica Floriilor, cine l-a întâmpinat cu ovații? Mulțimea. La o săptămână, sau nici la o săptămână, la câteva zile, cine cere
condamnarea lui la moarte și eliberarea unui vinovat, mulțimea. În 5 zile s-a putut schimba mulțimea? În 5 zile mentalul colectiv s-a putut schimba? Da, dacă s-a schimbat, înseamnă că trebuie să învățăm acest lucru sau să avem grijă, da? Că există această putere, forță malefică de manipulare a maselor de diverse grupuri. Politici sau religioși? Acum vorbim, noi ne referim la procesul lui Iisus Hristos și am văzut că până la urmă acea elită era și politică. Sinedriul era organul de conducere politică, dar și religioasă. Deci manipularea poate să vină din zona politicului, dar la fel de bine și din zona religiosului. Da, deci practic acum realizez și m-ați ajutat să descopăr un alt aspect. Tot ce s-a întâmplat în perioada de la Florii până la răstignire e un proces clar de manipulare a maselor. E poate o chestie de manual, aș spune eu. Bineînțeles, s-au întâmplat câteva fapte, dar face parte din manualul de manipulare. Cum să iei mulțimea care te primește cu ovații la câteva zile? Eu întotdeauna m-am întrebat ce s-a întâmplat în această perioadă. Ce a făcut ca niște oameni care erau gata să-și așterne hainele, să te ungă ca împărat, deodată să devină cei care te strigau să condamnarea la moarte? În Biblie ne și spune pasajul din Ioan, dacă nu mă înșel, spune că bătrânii și cărturarii au cerut mulțimii, da, să strige că doresc eliberarea lui Baraba, eliberarea celui vinovat, celui condamnat, și nu eliberarea lui Iisus. Adică ei au folosit mulțimile, au fost un mijloc pentru a-și atinge scopul. Manipularea. Nimic nu s-a schimbat, să știți. Mă uimește faptul că metodele au rămas aceleași, timpurile sunt altfel. Să spunem, uneltele sunt acum altfel. Vorbim de internet, vorbim de telefoane, vorbim de comunicații. Progres, dar vorbim de progresul tehnologic, de mijloacele sunt altele, dar da, strategia de la nivel de de strategie de luptă la fel. Spune că nimic nu este nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Așa că niciodată nu trebuie să punem la îndoială și să spunem, vai, asta este o premieră. Ei, nu. Dacă scotocim bine în istorie, aia nemistificată, vom vedea că există o repetitivitate a comportamentelor, a evenimentelor. Și istoria se repetă pentru că noi nu învățăm nimic din ea, spunea Berdiaev. Spuneați dumneavoastră frumos, luna trecută, vorbim despre noi, despre generația aceasta. Dacă vom rămâne în istorie sau vom ieși din istorie? Da. Când găsiți răspunsul la această întrebare, să ne spuneți și nouă, pentru că depinde foarte mult de ce vom face astăzi. Am cumva o perspectivă așa comparabilă cu acest eveniment planetar pe care îl trăim, că este unul de învergură planetară, o închidere a planetei, da? E pentru prima dată de când știm noi, de când consemnează istoria, dar seamănă cu un eveniment planetar care s-a produs cu foarte mult timp în urmă. Potopul lui Noe a fost un eveniment planetar. În rest, da, războaiele care au fost mondiale n-au atins întreaga planetă, ci anumite regiuni, da? Dar acest eveniment pe care îl trăim acum cu toții este de învergură planetară. Dar noi trebuie să vedem, eu cred că putem să spunem telespectatorilor noștri un lucru frumos, că acolo la cruce n-a fost o bătălie între întuneric și lumină, ci a fost o bătălie între umanitatea vinovată în tot ceea ce este păcătos în noi și între dragostea lui Dumnezeu. Așa că noi nu ne punem până la urmă speranța și nu trebuie să ne legăm de toate lucrurile acestea materiale, de toate evenimentele acestea care ne privează până la urmă de lucruri materiale. Asta este realitatea, da? Ci trebuie să vedem că dincolo de lucrurile materiale este o altă lume și dincolo de ceea ce este material, noi avem acea parte imaterială
sufletul. Și nu poți să ajungi în cer fără să treci pe la cruce. Așa că suferința, oricare ar fi ea, își are rolul ei, își are semnificația ei, doar că trebuie să înțelegem ce facem în perioada cât ne purtăm crucea. Cu ce scop ne purtăm crucea? Cum ne comportăm când ne purtăm crucea? Oricare ar fi ea, această cruce. Asta este semnificația procesului Domnului Hristos pentru noi astăzi. Să ne conștientizeze. Și mesajul, de fapt, mesajul de la cruce este, cred eu, ce am văzut noi că s-a înfăptuit acolo, că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi acolo, la cruce, în suferință. Oricare ar fi, oricât de grea ar fi crucea pentru unii, până la urmă eu asta înțeleg, una dintre semnificațiile Paștelui, că Dumnezeu este acolo cu tine. Chiar dacă tu nu-L simți, chiar dacă tu nu-L vezi, Dumnezeu este acolo cu tine, la crucea ta, zi de zi, în orice moment. Vă mulțumim, slavă Domnului! Ne-ați îmbogățit cunoștințele și pentru mine a fost o clarificare să văd cele două paralele între dreptul roman și legea mozaică și mai mult să văd cu câtă fervoare au încercat unii să-l condamne pe nedrept și au reușit să-l condamne pe nedrept, dar tocmai această nedreptate majoră a justiției ne-a oferit nouă mântuirea. Exact. Dar omului, Fiul lui Dumnezeu, Iisus omul, cel care s-a întrupat pentru noi, a fost condamnat pe nedrept ca noi... De omul Dumnezeu. Exact. Ca noi să putem accede către Domnul, către veșnicii, către Domnul Dumnezeu. Și probabil că o diferență între justiția pământeană și justiția divină, o diferență majoră este aceea că putem avea condamnarea, o hotărâre de condamnare pe pământ, da? În urma unui proces. Dar trebuie să știm că ceea ce ne oferă Dumnezeu este iertarea necondiționată, iubirea necondiționată. Și nu trebuie să faci mare lucru pentru a accede la acest har pe care Dumnezeu îl arată tuturor. Indiferent că sunt buni sau răi, harul lui Dumnezeu, după cum am văzut și am văzut și atunci când Iisus a fost pus între cei doi tâlhari, că un condamnat, deci pe pământ, un nevinovat a luat locul vinovatului pe cruce, iar pe cruce undeva suspendat între pământ și cer, un vinovat, un condamnat, ajunge în cer. E atât de frumoasă perspectiva asta cu tâlharul sau infractorul, condamnatul de pe pământ și condamnatul care este pe cruce și îi cere lui Iisus Hristos să aibă grijă de el, să-și amintească de el atunci când va ajunge în cer. Ați folosit tot un termen juridic, grațiat în ultimul moment. Grațiere, da. Grațiere. Doamna conferențiar, vă mulțumim foarte mult pentru seara aceasta. Eu vă mulțumesc. Mi-a făcut plăcere și echipa noastră, Producens Media. Până data viitoare, care o avea o emisiune probabil după sărbătorile de Paște, noi vă urăm în primul rând multă sănătate, vă urăm o sărbătoare a învierii cu bucurie și pace și nu putem să vă urăm decât ca Dumnezeu să vă dea putere să proclamați Evanghelia acolo unde sunteți și să fiți o mărturie puternică. Și dacă Dumnezeu v-a dat acest dar de a dezluși legile, care nu e, știți, e foarte greu de a înțelege și de a aplica corect, este ca din când în când să mai veniți la noi în emisiune, să ne mai explicați și să ne mai dați câteva, să spunem, update-uri, cum spunem noi, despre ceea ce se întâmplă. Mai ales că acum trăim într-o perioadă foarte, foarte neclară și atunci vrem să știm. Vedem de multe ori și, stimați prieteni, ați văzut și dumneavoastră că aceeași lege poate fi interpretată în mod diferit. Te poate condamna sau te poate elibera datorită unor vicii, datorită unor proceduri care pot fi manipulate dacă se dorește lucrul acela. Și de multe ori vedem atâta nedreptate. Așa cum a fost în timpul Domnului Iisus Hristos, vedem și în ziua aceasta nedreptate. Cu mulțumire de eliberare.
Vă rog. Și eu vă mulțumesc, vă doresc sărbători binecuvântate și cred că pot să spun acum între Paștele Catolic și Paștele Ortodox și învierea pe care o celebrează și protestanți. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vă mulțumim și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc și pe dumneavoastră. Stimați prieteni, și eu împreună cu echipa vă spunem o seară bună. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Și ne vedem mâine seară cu o nouă ediție. La revedere!